Vă salut pe toți și bine ați revenit la un nou episod cu fotbal alături de cei de la Superliga. Numele meu este Tudor Buțan și astăzi ne aflăm pe stadionul Ilie Oană din Ploiești, alături de 5 fotbaliști de la Petrolul Ploiești și avem un nou challenge cu fotbal inedit, mai exact, Quick Fire Crossbar Challenge. Vom avea 10 șuturi și va trebui să dăm cât mai multe lovituri la bară, cât de repede putem. Câte bare credeți că dăm astăzi? În total? În total, din 30, per echipă vorbesc, per echipă. Acum am început puțin. 5? Eu zic că peste 10. Nu, așa zic. Tu dai una, Mihai, două? Tu ce zici? Minim 10. Adică peste 10. Da. Minim, da. Așa zic și eu. Haideți să vedem. Vom începe noi, echipa noastră, și așa cum am zis, Marian, ideea e să nu te oprești prea, mă rog, ai dat, te-ai gândit și ai dat, dar nu stai, te mai gândești, fără să ne odihnim. Asta înseamnă quick fire, da? Ok, ok. Ok, concentrare maximă, începem noi. Hai, Marian. No problem. Uf, nu aia de jos, nu aia de jos, mai sus. Bravo, hai că ești aproape. Bravo. Mai sus, mai tare. Bravo. Mai tare. Bravo. Una. 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 Două. Mai tare un pic. Bravo. Hai că asta dau. Bravo, nu-i nimic, una. Cine a zis de la voi că maxim 5? El a zis. Hai să vedem o bară și mai avem de dat doar 2 jucători. Dau eu sau cine? Hai, dai tu, Florin. Hai. Bravo. Opa. Bă, dacă făceam o combinație între tine și Marian, da, cred că aveați multe. Da, mai bare, adevărat. Că ăla a dat prea jos, tu prea sus. Uite, vezi? Minciune. Bravo. Bun, a 3 goluri în careu. Bravo. Una, bravo. Ah, hai cu încă una măcar. Și ultima, bară. Bravo, nu-i nimic. Nimic, avem două, am zis că ține. Se repetă? Hai să vedem, sperăm și noi măcar la una, o bară. Dacă nu, măcar două. Let's go! Una. Uite, e mai bine așa. Da, la nițea să... Păi da, dar măcar ești mai aproape. Una! Bravo! Hai, hai. E greu, nu știu, area. Bine! 2, 4, nu? Mamă, măcar 5 dacă aveam și noi. Hai să vedem. Echipa lui Budi trebuie să dea peste 4, doamne știu. Nu dă 4, gata, dă, Cosmin? Dă una și eu. Hai să asta vezi. Dă bine, mă, la bar. Da, da, da. No. Bravo. Bravo. Una. Bă, una, bă. Nu e! Nu, nu cred că n-a atins. Nu e! Nu e, hai că ăsta dă 0. Mai repede, mai 0, 0. Da, hai să câștigăm. Mă, lasă-l în pace. Mamă, câștigăm, fiți atent. Bravo. Aha, dat una. Nu. Bravo, nu. Atins. S-a auzit. Nu a atins. Nu s-a auzit. Una. Doar una. Și hai să vedem, va da. Mihai, dai tu? Hai să vedem, dă Mihai. Bă, Veli dă 15 din 10. Hai, Veli. Hai, Veli. Hai că ești bun. Bravo. O, ce aproape. E medicinală. Mamă, cum le dă. Frumos. Nu le dă rău. Mamă, le dai în poartă, e bine. Mai bine. Hai că trebuie să dai 15. Păi da. Bun. 2, 3, bravo. Atins, da, atins. Da, 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 da. S-a auzit, s-a auzit. Replay. S-a auzit. Fuuu. Yes. Eu trebuie să dau una, nu? Da. S-a auzit, s-a auzit. 4-4 în acest moment, corect? Și mai are Budi de dat 10. Cum ar fi să nu dea Budi niciuna astăzi? Să fie ziua lui ghinionistă, să nu dea niciuna și să fie egalitate. Se concentrează la prima, o dă pe prima și gata. Gata. O, bun. Nu a dat-o. No pressure. Yes! A dat-o! No pressure! Aaaa, a dat-o! Hai să vedem cât te dă. Mamă, până la atins? Final. N-a atins? Nu, 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 una, una ai dat până acum. A fost o bară gol. Hai, și ultima, bară! Păi stai, care ultima? Că mai am două. A, da? Păi da. Doar una, două, a, oricum ne-ați bătut, hai, două! Oricum ne-ați bătut. A, asta a fost. N-a fost quick fire. Da, corect, Marian. Ai avut prea multă pauză. Păi am dat pe, după aia m-am relaxat după ce am dat pe aia. 7-4 pentru echipa lui Budi și cam atât cu episodul de astăzi. V-a plăcut, băieți? Vi s-a părut greu, ușor? Greu, cam spre pierdut. Ultimele acolo, mai greu. Așa e cu quick fire-ul. Au fost un pic medicinale, nu știu de unde le-au fi adus. Au fost mici medicinale. Nu uitați, dacă v-a plăcut acest episod, haideți cu un like acolo. Multe mulțumiri celor de la Superliga. Până data viitoare, am fost Tudor împreună cu băieții și v-am pupat. Go Super!